Ți-am zis, asta e răutate gratuită. E doar răutate gratuită. E răutate, îl face pe ăsta... Și mai bine ți le-ar fi spus în față. Că eu mă folosesc de el, că eu iau bani, dar lui nu-i dau. Care ți-e problema, Cătălin? Tu știi ce fac eu cu el? Că mă duce la hotel, se folosește de mine. Dar ce-ți ce pasă? Vrea el să se folosească de fetele în casă? Asta e altceva. Nu, eu cred că de 4 luni am fost... Dă-i drumul, te rog, la e foarte cald. Da. Nu am fost ca și Roxana să mă uit la celălalt, să-i dau mesaje la vecinul, să-i dau mesaje la ăla din regie. Eu nu cred că am fost așa. Am fost constant în relația mea. Nu știu de ce vorbește... Numai prostii și aiureli și minciuni și răutăți gratuite. Gratuite. Nu înțeleg de ce mi le-a spus în față. Ok, mi-ai făcut pahalajoică. Puteai să-mi spui și celelalte lucruri, dacă e până acolo. Dar tu cum ești, Cătălin? Spus, uite-te că la ce limbaj a avut, scuză-mă, dar asta... faci parte din Mahala. Nu Mahala, eu poate mai rău. Bine data trecută, tu ești din Mocirlă, mai rău ca și mine. Mocirlă, direct ești. O zis să merge. Păcat. Asta ești. Hai, mănânci. Și mai rău, n-ai coloană vertebrală, nu ai caracter. Tu vii să ne atați pe noi, că noi n-avem caracter. Ce ai făcut, mă? Eu am fost copil rău. Tu te-ai dat mielușel. N-ai voie să... Te da mielușel și e fapt ai fost lup, dar nu lup. De pe străzi, baga... N-ai voie să fii rău. Nu vreau să-mi dea grijă, stau îngrijit de napolitan aici. Și pe mine m-a dezamăgit foarte tare, Cătălin. Foarte tare. Și pe mine la fel m-ar fi dezamăgit. Stai-o cu ea aici. Nu știu, băi... Am văzut ceva frumos în el, da. O ia cu ea, bă. De fapt, nu-i deloc. Exact opus la ceea ce vrea să pare lumea. Păcat. Ei, avem camere roșie din nou, iubit, ce zici? Acum ca iubiți, să schimba rolurile. Da, ce pe de bune și asta, așa? Nu, că de acum acolo să fim tot timpul, așa că nu mai contează timpul acum. Da, deci, suntem aici în camera roșie pentru că să le transmitem familiilor noastre un mesaj foarte drăguț din partea mea și a lui Filip, iubitul meu, iubiricul meu. Na, vorbește și tu, că tot eu am vorbit. Vreau să vă zicem că vă mulțumim că sunteți lângă noi, că ne susțineți, că ne iubiți și că ne încurajați chiar dacă suntem departe și... Și ne este foarte greu, da. Că ne aici. Fiecare mesaj și fiecare videocall care ne dați înseamnă foarte mult și distanța asta chiar e dureroasă așa. Că ne macină. Da. Și vă iubim mult de tot. Să știți că, mai ales pe familiile noastre, vă iubim foarte mult. Mi-e foarte dor de tine, mamă, mi-e foarte dor de tine, tată, mi-e foarte dor de mii, de sora mea și de fratele meu. Și vă iubesc mult și abia aștept să vin să vă văd, să vă îmbrățișez. Și să mergem amândoi acasă, da. La familiile noastre, da. Vă iubesc și eu, mamă, tată, pe bunicii mei. Și bunicii mei. Restul familiilor mele. Vreau să vă zic că vin acasă cu bernița mea. Și vin acasă cu dragostea mea. Și la anul face nunta. Ne este foarte dor de toate neamurile noastre, zic așa, sincer. Și abia așteptăm să se termine și cu virusul ăsta, să fiți puternici. Sper să fiți și tari, să zic așa, și da. Să trecem împreună peste. Da, împreună. Vă iubim și... Vă iubim mult și abia așteptăm să vă vedem și ne este foarte, foarte dor de voi. Mă bucur foarte mult că l-am pe Filip lângă mine și mă ajută să trec peste multe momente grele. Și mă bucur foarte mult că toată ziua mă îmbrață și mă pupăcești și mă faci să uit de dorul de casă, sincer. Sunt foarte fericită și eu. Deci, vă iubim foarte mult și ne este foarte dor de voi. Să așa facem inimioară! Hai! Facem inimioară. Așa e o jumătate. E trebuie să bagi în Simon Fake. Dar eu, băi, dar el nu s-a arătat până în momentul ăsta. Eu n-am auzit vocabularul ăsta la el. Mârlan, nimeni n-ați auzit, niciunul dintre voi n-ați auzit vocabularul ăsta până ieri seară. Bă, eu am auzit mereu. Eu nu l-am auzit niciodată. Dar nu am jurat așa scârbos cum am auzit în înregistrările alea. S-a ales tonalitatea, cum o zice. Că normal că s-a abține aici, dar cum zice și la băieți. Ce, mă? Nu știu ce. Cauzi la asta, cap. Dar bine, nu mă miră foarte tare. Mă miră de ce nu a avut coloană vertebrală să-mi spună în emisiune. Da. De ce îmi spunea că noi nu avem, că noi suntem fei, că noi suntem nu știu cum, că noi suntem Mahala. Tu, asta zic. Tu de ce nu? De ce nu mi-ai spus în față? Și auzi el, eu nu bârfesc, eu nu bârfesc. Voi bârfiți. Când zicem în emisiune de altul, voi bârfiți în emisiune. Bine, eu zis turcu, prietenul lui, bă, toți vă bârfesc și vă face praf în spate.
avut dreptate. Deci, așa că, nu știu, știi ce e mai dezamăgitor? Că s-o dat ceva, ce nu că nu îi, s-o dat ceva și în fața ei, ca și cum să, el e un exemplu și o dădea pe asta, e un exemplu, o latură pe care ea nu o avea. O dădea exemplu cel mai da, prost. Da, mă deranja și pe mine rău. Și tu, de fapt, ești cel mai rău din casă. Și ți-am zis, și tu ești de vină că îl bagi în seamă, și tu și tu. Da. Mă, Filivian, știi care e faza? Sunt doi, trei oameni cu care noi, astea, la alte singure, putem să vorbim. Eu dacă vin și stau zile la rând cu tine, nu, te rog, lasă-mă să-mi praf, nu mai stai. Stau zile la rând, ea începe să-și dea filme. Dacă stau cu Marius zile la rând, poate își dă filme și ajung să mă cer cu ea. Zile la rând, clarific, cu ea, cu iubite, la fel. Adică să stai cu unul care te da, e greu, crede-mă, ca om singur, e foarte greu să stai 8 ore și să mă uit la B, crede-mă, nu, mi-e face plăcere să vorbesc cu voi, dar încerc să mă gândesc, ok, ieri am vorbit mai mult cu Andy, dar apoi dacă stau cu Andy mai multe zile, iară se interpretează. Nu, Andy, știi, ca femeie singură, ți-e foarte greu să știi cum să te comporți aici. Majoritatea dintre voi, Andreea, și cu tăți ăștia poți să vorbești cât vrei tu. Nu te lăsa pe Livian, că nu știu ce, nu te lăsa pe Gabi, că nu știu eu ce fac, frate, gândiți-vă și la oamenii care sunt. Da, Ligi, dar dacă vorbești frumos, nu-și face nimeni filme. Hai, bă, lăsați. Asta e o scuză la tine. Uite, te-a stat omul ăla și-a vorbit, nu, am zis și ei, că, de exemplu, m-am lăsat pe Liviana, Ligi, ce faci? Păi, dar de ce te lași pe el? Logic. Mi se pare normal. Pe bune, adică dar tu, mi se pare normal, dacă vorbești matură, când zici că ești, tu nu-ți dai seama dacă mie chiar îmi plăcea de băiat. Dar de ce să-mi faci asta? Un an de zile, adică dacă veneai în Lidia, nevoia să mă joc cu oamenii, că de așa păi nu te cu ea singur, joacă-te. Și eu singur. Și mă pot juca cât vreau. Nu pot. Și de acum mă joc cu Ligi. Mai mult, dar atât e singur, dar tu tot nu înțelegi, uite, de exemplu. Dacă venea, tu ești da, tu. Stai, mă, lasă-mă să zic ce vreau eu, tare. Înțelegeți ce vreau să zic și noi, fetele care suntem singure, înțelegem cel mai bine. Pune așa lângă el. Nu, mă. Da, știi care e faza? Să vorbesc, să mai vorbesc. Am făcut o singură dată gestul ăsta către Livian și deja s-a interpretat. Și apoi mă trezesc că o iau pe gelozile sau pe oricare altă fată care e în situație și îmi facem eu poftim. Vezi, are la o simplă discuție, Livian, înțelegi ce zic? Deci de-asta ți-e greu. Are niște reacția normale, sincer. Are reacția normale, nu, dar... Trebuie să înțelegeți că, nu, e bine că cum tratezi o situație sau așa, dar Ligi, știi cum? Că și nu, Livian, era, da, era tot așa, tot tu nu cred... Uite, de exemplu... Nu știu, multe de zis. Da, dacă faci acum apropiere, între ghilimele, și faci peste două săptămâni, e așa, nu, nu pare logic. Dar uite-te, acum cu ela, acum n-ar mai avea nimic, și că s-o convins, bă, chiar nu-i nimic. Și ce vreau să zic? Eu în locul tău, Ela, să-mi fi spusă mie, ok, îi demonstrez, să-mi fi spusă mie una, dăm telefonul să văd ce ai vorbit, și un... Tu mie îmi ceri telefonul, îi spune... Eu am vrut să demonstrez... Dar tu, nu, îmi cer frumos, te rog frumos, arată, cum să nu-ți arată? Păi tu mi-a rugat. M-a rugat. Dar nu vin să zic. Și mă duc pe ea, pe și Bianca, ai de mers. Ce s-a întâmplat? Tu că s-a dus, am un pirui, lasă, adică nu bătu cu piciorul în ușă, dă-ni paș, nu. Ba, lasă-mă că... Întreabă pe tu și mai Micaela. Du-te, mă, lacă, am văzut în mașină. Bine, nu vreau să mă limitez strict la ei doi, vorbeam în general. Ok, e gelos, așa, dar un pic depășește limita. Da, și mi-e de asta mie frică, înțelegi, că vine și te expune în fața publicului, eronat. Și eu nu vreau să sufăr pentru că... Când vreodată mă vei vedea tu pe mine sau voi cu Cătălin sau cu Ani? Niciodată. Sincer. Ce să-i transmit, mami? Mami, te iubesc foarte mult. Și mi-e tare dor de tine și de tine și de tata. Și sper să mă iertați pentru tot ce am făcut aici când am fost puțin mai... Vreau să vedeți că m-am schimbat și știu că vă deranjează cum m-am comportat și nu vă place să mă vedeți așa și vă promit că nu o să se mai întâmple. Și m-am schimbat și datorită lui Gabi. Mulțumesc! Promit și eu că o să fiu alături de Diana și că o să ajung să o iubesc la fel de mult cum mă iubește ea acum, deși nu vrea să-mi zică. De ce? O să am grijă de ea. Și promit că o să plec cu amândoi de aici. Da, acum stai să transmit și pentru părinții tăi. Mami, rog, Gabi și... Cum te-am putea zic? Mihai. Mihai. Și cum trebuie să-i zic domnul Mihai? Cum zic? Bine, mami și tati, nu le zic așa. Vreau să-mi cer scuze și de la dumneavoastră aici, în emisiune, că în spate mi-am cerut, repet. Nu vreau să fi supărați pe mine pentru chestiile care le-am făcut. A fost între noi așa o joacă și sper să mă iertați. Vă pup și vreau să ne vedem toți acasă. Eu am trecut cu brio peste tot ce mi-a zis Diana. Mami, tati, surioara mea, nepoțica mea, vă iubesc. Și sper din suflet să ne vedem cu toții acasă și să fim bine, o familie. Vă pupăm și vă iubim.
Și da, foarte mult. Asta zic păi și are eu. Are pe ea gelozie, are pe Lidia, are pe el, are pe toată lumea gelozie. Înseamnă că ești frustrată. Și atunci eu clar pot să eu clar sunt conștientă și încerc să am grijă, știi? Dacă eu vorbesc, întreb ceva de el, gata. Paranoia. A, dar de ce întreabă Andreea? Asta zic, nu. Și atunci eu încerc să mă duc Dumnezeu acolo unde știu că nimeni n-are nicio responsabilitate și bă, că nimeni de aici. Alcumva care m-au citit, știu că nu. Nu, mie dacă îmi cer frumos, îți cer, dar dacă îmi ceri urât de telefon să mă uit, există, pleacă. Bine, nu, nu știu, nu. Eu nu sunt genul. Nu, nu, dar nu, nu. Și nu numai de asta mie, știi ce îmi face nervi? Atitudinea ta, atâta explici, dar te rog, dar să-ți arăt. Dar într-o oară care dar lasă-mă cu atâtea explicații, tu fac cât a spus și ei. Atât tu să-și dea seama, mă, dacă omul ăsta care ar fi plăcut de ea. Nu, ca să nu se întrebeze aici. Înțelegi, nu înțelegi, la revedere. Știi cum e, Andreea? Cred că nu ți-ai fi dat seama dacă mie mi-ar fi plăcut de tine. Nu, ceva există între noi doi, o privire, un gest, o schemă, tot ar fi existat. Mie mi-a văzut mai așa, mai proastă, să spun o dată arta. Iar am zis și Flori tot faci. Au văzut, dar nu-ți imagini dacă de acum dacă tot îmi cere telefonul. Dar nu numai de te rog, dar să nu înțelegi greșit de alea, dar nu. Bă, fata, ai înțeles? Da sau nu? Ok, la revedere. Nu, iar la revedere. Problema e că nu-i singura. Nu-i singura geloasă exagerată aici. Nu știu de ce ai atâta răbdare. Uite, cu Diana la fel a fost când am făcut cu Gabi, am vorbit, doar am vorbit. Eu eram aici, cei doi acolo. Dar așa am pățit și eu. Și am fost înjurată și în toate felurile. Așa am pățit și eu, că s-o am pățit. Că s-o la mine. Nu, uite, eu aș vorbi cu Cătălina la parte, niciodată. E la blog de atunci. Îi la blog și pe Messenger și pe tot. Peste tot. De ce ești jeloasă? Că nu mai avem nimic. Nu mai avem nimic, de ce ești jeloasă? Tot nu trebuie să avem ceva ca să fiu geloasă. Da, de aici reacționez așa. Fiindcă minte. Tu ar trebui să lași să se apropie fetele de mine și să vezi dacă eu mă apropii de altă fată, înseamnă că bai, nu? Sau nu, ar trebui să te țin. Eu să nu vezi în altă parte. Uh-ha. Nu-mi place atitudinea asta. Ba da, am ce vrea. Au. Să vezi că nu-mi place. Au. No, e normal, eu nu le judec pe niciuna, dar când ceva e dus la extrem, nu că tot te face și bărna, exagerează, frate, rău de tot. Eu, știi ce aș face? Azi, nu are rost, așa, atunci încerc să evit situația asta. Ceva explicați, eu, dacă îmi faci nervi, eu nu că ți arăt, îmi fac mai ciudat, așa zic eu, o mă e frumos, îți arăt, nu, mai ciudat. Acum nu știm cum o luat-o, ele știu, ele poate să spună. Nu, nu, nu mă refer la ea, eu zic, vorbesc la general, eu mai ciudat ți-aș face. Te și comporta? În fine, eu vreau să explic faptul pentru care încerc să stau pe lângă băieții singuri, pentru că nu vreau să intru în discuții tâmpite și eronate și total pe lângă neadevăr. Chiar nu simt da, Andrei, ea face așa, de Andrei și genul de un dacă aș vorbi cu Marius, niciodată n-am vrut să-și dea filme, niciodată n-am... Da, da, poate, dacă ai stat zi de zi, zi de zi și ai căutat jocuri... Dacă stat zi de zi? Nu zic, nu, poate da. Dacă ar fi să stai, poate și ea ar crede-mă, fi deranjată. Crede-mă, câteodată și cu privirea încerc să nu creadă că cineva... Că asta zic, ok, am înțeles-o și eu nu zic că tu ești exagerat de geloasă, dar nu știi nici... Eu nu pot să garantez că astăzi te prind pe, nu te prind pe picior prost. Păi, aș să mă cer de la ce, știi cum zic, no. Nu. Măcar dacă chiar aș simți ceva pentru omul ăla. Crede-mă, într-o stai să spun ceva. Ok, eu înțeleg și pe partea, că o zic că îi place ideea, merge după el. Ok, eu înțeleg. Dar prea exagerat, un pic prea exagerat. Știi că nu are nimic cu el. Și datul, unul bun, ia că ai datul. Nu e singura, nu e singura. Uite-te la Berna cum exagerează. În continuu zice că îl plăcut. Doamne, tu tăi pe mine. Doamne, tu tăi pe mine. În continuu zice că îl plăcut. Tu faci, tu dar lasă-mă în față. Tu de la Berna. Tu pare normal să ai Berna. Doamne, nu vreau să cam mai mare din casă. Nu e cam mai mare din casă. E dreptătiță, dreptătiță ai de Berna, da, ok, eu înțeleg cât de cât. Nu e de înțeles așa ceva, nu e de înțeles. Atât timp cât nu există nimic, nu, atât timp cât nu există nimic, nu are rost. Cum a fost și la mine și la Gabriel la început, ai văzut? Și acum dacă vorbesc de Ana, nu mai are niciun drept. Uite, a dreptate că am greșit, Andreea. Și tu asta zic, la început, ai văzut? Acum dacă mergi cu mine, nu mai zici nimic, nu ai uite să mă atingă. Dar m-a zis pe mine să vin cu discuții de astea în emisiune. Dar m-au făcut cum s-a întâmplat. Da. Da. Da, și tu ești. Am bine, nu ca și ea, dar și tu ești. Toți suntem. Nu, asta normal. Da, într-adevăr. Da, la el să vedem pe situația noastră. Nu, toți suntem. Am fost în situație și nu...
Nu, eu nu zic că nu sunt geloasă, dar nu duc gelozia la extrem, aia încât să... Păi tu, acum, tu, normal, păi tu Ligi, tu în fiecare seară zice la băiatul ăsta de bine, de Diana, de fete, de alte fete. Nu mă interesează de discuțiile dintre voi doi. Păi chiar nu simt nevoie să comentez. Dacă tu ai nevoie de subiecte de astea, creează-le în altă parte. Suntem o familie, nu uitați, nu uitați. Certați-vă, dar acasă o familie. Cu mine nu ați o să le crezi că nu-ți dau curs. Chiar nu-ți dau curs, că nu am chef să-ți dau curs. Că tu ești geloasă, că tu nu... Păi da, ești, că mereu zici de bani, mereu zici de bani. Reproșuri și după aia, dar ești de laborator. Ești afară. Fac ce vreau. Toți zicem doar că suntem, doar că unele exagerează. Eu știu contextul în care am vorbit despre ea cu Filip și nu e cazul să aduc aici. Da, am auzit că te laud, că dacă nu te țineau ăștia, vine la mine și... Da, clar că... Bineînțeles, ai avut noroc. Dacă te... Eu nu mai, da, ai părerea ta, Bernard, nu mă interesează. Eu nu trebuie să demonstrez de treaba ta, am lăsat în pace, am văzut de treaba mea, Filip, mai vorbim. Dar știi care e chestia? Ea vine acum de două zile, vorbește de noi, fată, dar n-ai altceva. Bă, tu începi să jignești în cap. Înțeleg, dar eu te cred, mamă, dragă. Să mă doară. Știu și te înțeleg, draga mea, că dacă și mie mi se lua iubire, mă mă cinea 5 luni, 7, un an, 2. Ce să mă doară? Știi să răspunzi? Ce să mă doară? Ce să mă doară? Foarte frumos. Băi, nu ce să mă doară? De treaba ta. Și am și vorbit cu tine, dar ce să mă doară? Nu mai vorbeam cu tine și de când? Că nu știi să răspunzi? Vezi că nu știi să răspunzi? Ba, știu. Păi atunci răspunde la ceea ce te mă doară. Ce să mă doară? Nu, pe ce să mă doară pe mine? Că l-ai pierdut pe Filip. Ramona, nu am făcut. Na, mai zici ceva. Păi tu mai zici ceva. Gabi. Cu plăcere. Ramona. Bă, da. Păi râd că e o aberație, ce spui tu acum, chiar e o mare aberație. Atunci de ce vorbești mereu de noi? Atunci de ce vorbești? Acum de 3 zile vorbi, fată, în timpul ăsta liber, ai fost la bezi la hotel acolo și ai vorbit de noi. De Marius, ce te Marius, să vorbești tu, te rog frumos, poți să comentezi ceea ce spune această domnișoară, nu de alta, dar și tu, Gabi, ați fost la masă, am vorbit de ei doi. Nu, deci vă rog frumos, băieți, dacă doar de Filip ceva... și ți-ai să nu mai vorbești, dar nu, de Berna nu. Ce am vorbit de tine? Ok, și de mine ce ai vorbit? Era în context. Era în context, era în context, că așa am avut chef. Ce ai avut chef? Așa am avut chef. Pentru că te doare. Te înjur că așa am eu chef, de exemplu. Dar nu vorbeam de cuplu, fată bună. Nu stai așa, stai așa. Nu vorbeam de cuplu. Păi atunci nu mai zic că mă doare, că n-are ce să mă doară. De tine, Bernana, zic. Ioi, ferească Dumnezeu, povestea asta nu știu când o să se termine odată. Păi dacă deschizi subiectul și vorbești... Păi dar tu, că tu aberezi, că stau la ascult muzică pentru el, fac aia pentru el, ăstea-ți doar în capul tău. Tu înțelegi chestia asta, înțelegi odată pentru totdeauna. Nu mă doare, nu-l vreau pe Filip. De-aia vorbești de el. Dar n-am înțeles ce vorbi de mine. Am înțeles. Să-ți spună prietenul tău dacă vrea. Marius, poți să-i spui aici, nu mă deranjează. Ba, vă rog frumos, dacă tot i-a spus, haide să aducem până la capăt. Păi dacă tot i-a spus, pe cum? Adică da, Marius, da, că, la modul că nu mă deranjează. Nu, că nu mă deranjează să aduc aici. Nu, dar pe nu se poate vorbi cu tine dacă strigi în continuu. Din vrea chestia m-a deranjează ce ai vorbit de mine, că făceai, că trăgeai. Ce nu-ți vede treaba ta? Ce vrei? Ce spune, Marius, ce-am zis de ei. Da, mă, cum o zici atunci, că nu simt. Ce să zic? Păi ce-am zis eu, că el drege, că face ce? Ce? Concret. Ca să nu-ți discuți într-o femeie și un bărbat. Ba da, reproduc ceea ce ai auzit de la băieți. Dar zi tu ce ai spus. Dar nu mai țin minte, că nu a fost atât de important. Că ce? Ai vorbit de cineva spun lui să reproducă. Dar nici nu... Că te auzi iubit. Acum din azi, cu fone... Da, de astea. Păi normal, dacă ajungeam la tine. Poți să fii conștient de chestia. Poți să fii conștient de chestia. Da, 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 stai liniștit. Stai liniștit. Stai tu liniștit acolo în bancă. Stai liniștit. Stai liniștit, stai liniștit, că nu vorbești tu de mami și să nu crede-mă. Vorbesc de cine vreau eu. Stai, nu vorbești tu de mami. Vezi de treaba ta. Nu vorbești de părinții mei, punct. Vezi de treaba ta. Nu, vezi tu de treaba ta, că nu ți-am implicat părinții. Mi-am vorbit de tine de atunci, nu mi-am deschis subiect de nimeni. Gata, haide să nu vă certați. De ce? Da. Ești frustrată? Uită-te în reloare, să înțelegi. Ce vrei, că nu te înțelegi. Hai mă, opriți-vă, bă, ăștia. Ce să vreau de la tine, Filip? Ce să vreau de la tine? Ce să vreau? De ce aș fi frustrată pe tine? Hai să vorbim ca oamenii maturi. De ce aș fi eu frustrată pe tine? Ok, de ce ai deschis subiectul de mine? Răspundem la întrebare. De ce aș fi eu frustrată pe tine? Ok, și te întreb altceva. De ce aș fi frustrată? Dar nu răspunde cu altă întrebare. Hai să răspundem și apoi merg întrebările mai departe. De ce faci tu chestia asta? Te întreb de ce ai vorbit de mine? De ce spui că sunt frustrată? Dacă ai subiect de mine, apoi poți să răspunzi. De ce poți să afirmi niște lucruri despre mine? Nu, lăsați-mă să vorbesc. Nu vorbiți, chiar trebuie să vorbesc. Nu, eu chiar vreau să-l înțeleg. De ce crede că eu sunt frustrată sau aș avea o gelozie sau sunt curioasă. Atunci eu cred că tu ești frustrată, că deschizi un subiect de mine, care eu nu am vorbit. Nu vorbești de atunci de tine și nu am mai deschis un subiect de tine. Fiecare nu înțelegi acum vorbești de mine.
De ce? Contextul era altul. N-am pornit de la tine. De asta zic, dacă era aici... Ok, și dacă ai mâncat contextul de mine, eu când aud ceva de tine, păi nu mă interesează. Și aici, când fac glume de tine, zic, pleacă de aici, că nu vreau să aud. Tu de ce nu faci așa? Pentru că pe mine mă dură când ai vorbit de părinții. Ok, și pe mine poate mă dură când ai zis pe mine, dar nu mă dar o doare, să vorbesc cu Filip. O doare, nu înțeleg. Lasă-mă să-l înțeleg pe omul ăsta. Ok, tot am înțeles că te-a durut cum am vorbit-o. Adică, poate și pe mine mă deranjează ce ai vorbit tu de mine. Da. Eu dacă, dacă dădeam în părinții tine, zic tăi, că nu vreau să-l auzi și nu vreau să te văd. Dacă dădeam în părinții tăi, chiar ai fi înțeles. Băiatul ăsta, care ai fi putut să mă înțelegi reacția? Cum săracul fuge și dacă ar fi... Ar fugi 80 de kilometri pe jos să mă audă de tine. Crede-mă, el nu vorbește. Dar cum facem? Că zilele trecute tu ziceai de iubitul tău că își rupe ochii după mine. Cum facem? Asta tu singură l-ai acuzat de niște balivernă și acum vie după 20 de ani, zici, atunci ating să-i dau dreptate lui Marius. Da, ating să-i dau dreptate lui Marius, că te folosești niște pretexte neadevărate, da. Marius, felicitări, ai avut foarte mare dreptate. Serios, bravo. Păi îi spui iubitul okay. singur într-o poziție colo, foarte proastă. Acum ești acum inteligentă. Nu mai vorbiți unul despre altul și... Okay. Ești asta, inteligentă. Asta zic. De acum încolo eu nu am vorbit de tine și eu nu vreau să vorbești de mine. Ok, Bill. Așa o să facem. Nu, nu, nu. Ligi, nu mai vorbim nici tu despre el. Da, m-am înțeles cu Filip. Nu, cu Filip eu nu vorbesc despre ea și tu mi-ești martor și oamenii ăștia doi care au fost la masă. Dar n-a spus nimeni că ai vorbit despre ea. Păi da, uite-te ce povești vine și zice. Nu, Ligi, eu să stau la masă cu Diana și cu Ela și să te facă pe tine în toate felul. Dar nu mă deranja că băiețul eu spun. Lasă-mă să vorbesc. Diana, nu e cazul să vorbim, că nu mă deranja. Nu ți se pare normal să vin să-ți scuz sau să mă deranjeze? Da, l-am luat la rost pe Mario sau... Nu, pe asta nici nu m-a deranjat. Eu sunt tocmai de aia, zici, Ligi, ei prietenul meu, tu ești prietena la Andreea, nu mai vorbi de Filip în prezență, că mă deranjează. Tu trebuie să înțelegi chestia asta. Că nici nu iei să vorbească. Parcă Filip nu era prietenul tău, acum e prietenul tău, dintr-o dată. Al meu. Ei, al meu și al lui Marius. Al lui Marius. Al meu. Da, Filip. Dar momentul în care omul ăsta a zis chestia asta la masă, n-am mai zis nimic după aceea. Spus. Dacă Filip și Marius vorbesc urât de tine, mi se par normal să le spun, bă, nu mai vorbiți urât de ea. Dar nu m-a deranjat că Marius mi-a zis să tac, dar am și tăcut, i-am înțeles dorința și am tăcut. Ok, eu nu m-ați spun. Data viitoare îmi spui mie că nu o să le spun lor. Dar lui nu-i dar nu o să mai spun, nu o să mai spun deloc. N-am nicio problemă, dar voi întrebui, vorbiți absolut ce doriți, bă. Și despre mine. Fie alegerea ta, numai dacă vrei să spui bine, dacă nu, nu. Dar nu în fața lui, că nu-i place. Și mi se pare normal că orice, dacă eu sunt prietenă cu tine, mi se pare normal ca el și el să-l vorbească urât de tine în prezența mea. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.